faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-a chemat, m-ai ascultat. M-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. În umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta Ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale. Amin. Amin. Merită Domnul din toată inima să-i mulțumim în dimineața aceasta. Eu zic să ne plecăm pe genunchi și din toată inima să mulțumim Domnului pentru purtarea de grijă. Este așa de important să începi ziua prin mulțumire. Pentru faptul că ai o inimă mulțumitoare, El se prezintă. Dumnezeu se prezintă în mijlocul cântărilor de laudă. Acolo unde este mulțumire, ne plecăm pe genunchi și mulțumim.